Este propunerea de a declara ședința actuală a Consiliului Renal Drochea deschisă. Onorat Consiliu, potrivit prevederilor articolului 45, alineatul 5 din legea privind administrația publică locală, pe durata unei ședințe este necesar de a alege un președinte care o va prezida. Vă rog să înaintați propuneri. Andrei Marian. La președinte. Președintele ședinței de astăzi. Mai sunt alte propuneri? Nilipovski Mihail. Nilipovski Mihail. Da. Deci este propunerea ca în funcția dată să fie ales domnul Nilipovski Mihail. Cine este pentru? Împotrivă? Abținuți? Mulțumesc. Stimați consilieri, articolul... Domnul președinte al ședinței, luați loc. Stimați consilieri, articolul 20, alineatul 1 a legii nominalizate anterior mai prevede și desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care președintele ședinței se află în imposibilitate de a resemna. Vă rog să înaintați propuneri. Maier Tali. Mai sunt alți propuneri? Nu. Se propune pentru a desemna funcția dată pe domnul Maier Tali. Cine este pentru? Abținuți, împotrivă, mulțumesc. Bună ziua, dragi colegi. Întâi de începe ședința, o să vă rog să onorăm drapel. Avem decizia numărul 2.1 și 2.2. Cine pentru a începe ședința? Cine pentru a aproba ordine de zi? Vă rog să votați. Împotrivă, abținuți? Unanim. Decizia 2.1. Completări sau adăugiri sunt? Domnule consilier, eu cer de consilierilor în lucrurile sesiunii este extraordinară. De a discuta întrebarea, privirea notarea locațiunii a unui spațiu în cadrul Centrul Sănătate Părerea. Deci, dacă consilierul permite a discuta întrebarea, a parcurs comisia de direct, dar trebuie să-i stau și să-i spune să fac proiectul dat. Da, și rog să-i pus în ordine. Rog să-i pus în ordine. Mulțumesc, domnul Nadi. Deci, punem la vot. Nu mai este. Unde este? Păi că să-l includem pe ordine zi. Oricare propunere a consilierilor spune la vot. Dacă-l includem ordine zi sau nu? Da. Mai consilier, deci orice proiect de decizie, haideți să o luăm de la asta. Eu sunt ambele, eu am fost sus, le-am adus. Sunt ambele de mersul și atât de la Centrul de Sănătate Anatolie Manziu, cât și de la Spitalul Renal Drochea vis-a-vis de problema dată care a abordat-o Ghenadi Gheorghe. Noi, întrebarea dată, noi ignorăm și nu că nu vrem să o punem în discuție la ședința Consiliului. Noi am planificat-o ca să fie discutată pentru ședința din începutul lunii martie. Dacă aveți
două săptămâni, eu cred doamne că nu joacă. Doamne secretarul, pot propunerea consilierului. M-am adresat la domn președinte. Pui la vot propunerea consilierului. Și este dreptul de a pune la vot. Eu rog consilierii de a vota cine e pentru și cine... Trecem la decizia numărul 2.1 cu privire la constituirea unei comisii. Avizul comisiei pozitiv? Da. Deci, stimați consilieri care nu ați fost prezenți la ședința comisiei, deci inițial s-a propus în proiectul decizii de a vota comisia dată în componența 9 membri și ulterior, doilea punct, deja componența numerică. Ea este puțin schimbată față de proiectul care vă este înaintat, deci dacă eu dau citire. Deci, în care președintele comisiei, Vasilian Alexei, secretarul comisiei, Irina Vița. Deci, în calitate de membri, doamna Rodica Ramu, șef servici financiar din cadrul aparatului președintelui. Apoi urmează Morcov Tatiana, consilier raional Conia Svetlana, consilier raional Marian Andrei, consilier raional Filipovski Mihail, consilier raional Ochișor Andrei, consilier raional Rotaru Igor, consilier raional. Și membrii supleanți, Lupașcu Grigori, consilier raional și Dobândă Mihail, consilier raional. Da, deci am mai propus că în cazul în care comisia nu s-ar putea convoca, deci vreți consilierilor să pot fi atrași tot ca membrii supleanți ai comisiei. Întrebări, sunt stimați consilieri? Punem la vot. Cine e pentru? Constituirea comisiei. Împotrivă? Abținuți? Unanim. Trecem la decizia numărul 2.2. Privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al raionului Drojdie. Doamna Cristina, puteți ceva să adăugați? Stimați colegi, practic în Comisia Consultativă de Specialitate s-a examinat. Merge vorba de domnul Ioan Dal, sau păstrinaș al satului pe linia Raimonul Drochea, care împlinește o frumoasă vârstă de 70 ani și este conducătorul artistic al orchestrei de muzică populară Mugurel, care împlinește 35 de ani de la fondare. Este și profesor universitar. În afară de aceasta, are titlul onorific de artist emerit, artist al poporului, medalia meritului civic și ordinul Gloria Muncii. Practic, organizează o serată de creații, unde deci este invitat și este o invitație față de Consiliul Raional și ne-am gândit că ar fi binevenit, fiind o personalitate remarcabilă, de a acorda titlul onorific de cetățean de onoare al Raionului Drojdie. Doamna Toscan, dacă se poate ceva adăugător? Sunt întrebări? Punem la vot. Cine pentru? Abținuți? Contra? Unanim. Stimați consilieri, aici apare întrebare cu decizia numărul 3 al lui Dinadi Gheorghe. Trebuie să treacă și avizul comisiei juridici și finanțe și buget. Dă-i o informație. Deci eu totuși nu înțeleg. Vreau am solicitat pus întrebarea și să fie informați consilierii despre despre subiectul respectiv și mai departe decide de iar subiect. Deci eu am discutat de cu ședința de la de dar nu am fost tot consilierii, eu sunt nevoie să mă de și se stimați consilierii, vă duc la conștiință că în dumneavoastră
proiectul mai decis de privire la dare o locație de unui spațiu din cadrul cel sau categorii de acolo mai mult pentru un investitor la a repara edificiul sau clădiri date și a construi, a face un centru de diagnostic, de formant, de cadrul cel sau categorii. Aceste decizii au fost luate de luna 8-2021, apoi luna 10-2021, apoi luna 10 Iajenu. Adică parcursele au fost de pe urmă, deci practic făcute cu noi. Ideea ca tare nu a dispărut, i-a dat o chestiune. Chestiunea dată, dar am mai parvenit de la investitori, am parvenit propunerea de a ne oferim un spațiu de 260 de metri pătrați pentru a crea un centru de diagnostic performant. Fiindcă acolo de ideea să facă centru de dializă, acolo să pun de parte deci noi, centrul Sănătate Rochia, în 2012, apoi în 2017, și votat, este cei de Consiliul Regional, de a da toată clădirea, de a da în gestiune centrul Sănătate Rochia, autorul Mazur, pe persoana domnului Dumnezeu Pătenciu. Unde decizia Consiliul Regional de 2017, mie permite de a da Spitalul Regional Vrăchia urbanizat de 2.499 de care comandat cartierilor unde chiar să cerpine Spitalul Regional Vrăchia. Deci pe parcursul vieții așa s-a primit, aparat și-a venit deja de mult care funcționează, pe fiecare cele de acolo, practic, nu sunt folosite, da, și știți cum, că spațiul nu se folosește, el riscă a fi neîngrijit și demolat. Aceea, și în urmă, considerați cursul de pacienți care vin în Europa și existeți pacienților de a trece examenul de performanță la Paul. Deci, se creează așa o situație în urmă de Europa și vreau să vă spun că cât noi aici discutăm de decizii, deja prima dată trece în vorbe și în Sorocă, așa ce înțelegeți. Fie pacienții noștri, ca să treacă în repede niște aparații mai performante, fie nevoiți cu vreo să fie în vorbe, la parcurs, și în alte, fiind de rând, la fel, și noi este foarte mare. Aceea, au apărut că de probleme și aș vrea că la stație se referent, să dăm o societatea fiind toate documentele legale la centru Sănătate Rochia și având drept de dat în locațiune de acest spațiu, solicită 23 de metri pătrați de la investitor și permisiunea Consiliului Regional de a trece distanția de licitație. Dacă aveți ceva întrebări mai noi nu putem spune la vot că nu avem avizul comisiei. Comisia. Sau luăm pauză sau... Da, pauză pe 5 minute. Pauză pe 5 minute. Comisia juridică. Din consilie de a examina cazul dat până la 4 martie de a ieșit atunci deja cu o notă informativă cu un proiect decizii referitor la problema ta. Dar din consiliere. Propuneți nominal și acum. Nominal puteți propuneți.
Comisia de Caterat. Nu, evident, Gennadi George și Morcu. Da, eu nu mai putem trebuie să mai împiedic. Propuneți, vă rugăm, consilier. Cine dorește, poate, în comisie să ne ajute. Eu doresc. Domnul Domnicari. Eu vă ajută, vă rămânesc la mult. Așa. Trei consilieri. Domnul Domnicari. Domnul Gennadi. Maria. Consilier Dumit. Domnul Lupașcu, bine. Da. Ai văzut interesele. Mi-e poftă Mihaiela. Nu, 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 deci s-a propus Morcov Gennadi, dobândă Mihail Ponea, Svetlana, Mariana Andrei, Milipovski, Mihail Bârt, Andrei, șase. Costez, gata. Costez. Стимат консилер, что мне вас пропонится номинал 5-7 персоналей, дефикали не шо социалист, дем 12, а статьяна е нутер корец. Бене, я вас ел акт, им диспозиция с формец комиссии. Din nou persoane, 3 sunt cerviți. Da. Excepții, da? Am fost minim să ne vedem. Da. Ordine de zi s-a ebuizat, ședință se declară închis. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, 2 minute, Grigori Vasilici, vă rog foarte mult, Grigori Vasilici. Îi priu să vă mânăm un buchet de flori cu sărbătorirea zilei de naștere care ați avut-o. Nu mai spui ceva. Deci tot în ianuarie și domnul Pacescu, deci slavă a fost o major. Prezice ianuarie domnul Iuri Sobol. A dată de 2 februarie, domnul Costei Dumitru. Și de ziua îndrăgostiților, la 14 februarie, domnul Roman Sănoschi. Stimați consilieri, deci, practic, momentele frumoase acum, dar avem și două momente mai puțin neplăcute, deci, cu regret avem rândul consilierilor noștri decesele la două mani. Este vorba de doamna Elena Poca, decesul mamei ei astăzi, și domnul Rodar Andrean, el a decedat mamă. Un minut de recolegi, da.